N-am mai văzut pe Andreea Bănică față în față până acum. Am văzut doar la televizor, pe YouTube, pe internet. Mi s-a părut că arată foarte bine. Adică e frumoasă, de treabă, cântă foarte bine. Mi-a plăcut de el, a fost, cred că, o chimie, așa ne-am potrivit. Da, noi ne potrivim. Ne-am potrivit, într-adevăr. Un băiețel care cântă, e pe genul meu. Îmi place să cânt foarte tare, cu putere, puternic, din piept, din tot sufletul, să trăiesc muzica atunci când cânt o melodie. Și se pare că și el este cam același gen. Deci ne-au simțit cei de aici. Să nu uit să vă întreb asta. Ca să fii un star, ca să fii un next star, da, trebuie să arăți și bine. Trebuie, da, să strălucești. Da. Să strălucești, da. Frumusețea ai. E apanajul unui star, contează. Absolut. Poate să te talente ajute. Te ajută. Depinde de personalitate. Poate să te bage în belele. Dar nu e obligat, hai să spun ceva. Deci, dar nu e obligat Adel, să ajute. Nu e tocmai trebuie un, să fii un personaj. E foarte frumoasă, Adel, e foarte frumoasă. Chiar dacă da, are dreptate lor, are o fată frumoasă. Da, da. O față frumoasă, da. Să nu fii comun. Aia e. Să fii și altfel. Să ai ceva special. Să vă arăt, o fetiță, să vă arăt o fetiță frumoasă. Dați-mi imaginea. O fetiță de la Nextar frumoasă. Dați-mi imaginea pe ecran. Frumusețe, da? Da. Frumusețe, corect? Da. Adică în momentul în care vezi fetița asta pe scenă, zici, wow, ce frumoasă e. Hai să o vedeți pe scenă, pe fetiță. Aduceți fetița în scenă, Nextar, doamnelor și domnilor! Să rămână Andreea. Tu erai în fotografie. Mai dați-mi fotografie odată. Tu erai acolo, da? Da, da, da. Eu da, sunt. Andreea. Creață mică, blondă și drăguță. Sunt de copil de 5 ani și da, cu Andreea. Iată țâncul. Eram, recunosc că eram frumoasă când eram mică. Și acum ești superbă. Da, Andina, așa cum ești. Ascultați-mă. Se mai schimbă. Nu întâmplător. Lora, nu întâmplător. Lora se aștepta la ceva. Nu întâmplător vorbim de frumusețe. Nu întâmplător, Lora, credeți-mă, pentru că frumusețea, pe lângă talent, frumusețea contează mult la următorul concurent. Îl cunoașteți cu siguranță. Hai, Adrian! Hai, Adi! Îl țineți minte! Puștul care a fermecat România! Mulțumesc! Bună seara! Ia uitați-vă la el! Îl știm pe Adrian, ești bănică junior. Îl țineți minte, așa? Bănică, bănică și bănică. Deci eu l-aș lua acasă, pe cuvânt, atâta mi-e de drag. Noi vrem să luăm de drag. Andreea, crede-ne că înțelegem. Țineți minte, frumusețea care va să zică ajută, da? Ajută. Da. Absolut. Andreea, Adrian, next star! Bravo, mă, Adrian!